Bună seara, dragii mei, sunt Aurotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Fecioară, aproximativ luna martie. Aproximativ pentru că am spus la nivel, la alte nivele, mult mai înalte, nu există talentele noastre umane. În timp ce am amestecat aceste de cărți, a venit rechinul. Rechinul și la capătul setului de cărți, înțelepciune. Dragii mei, găsiți-vă stabilitatea în înțelepciune. Înțelegeți niște lucruri. Unii dintre voi aveți de-a face cu o energie mentală și emoțională foarte toxică, din care trebuie să ieșiți cu înțelepciune. Acolo vă găsiți stabilitatea. Există o energie negativă, masculină, care, sau poate chiar și feminină, care se manifestă printr-o energie masculină toxică. Această energie masculină toxică, distorsionată, distruge energia feminină din jur. Cu alte cuvinte, dacă voi simțiți că că nu vă mai conectați la intuiție, la receptivitate, la înțelepciune, înseamnă că ați intrat în această sau vă influențează această energie toxică. Poate nu este a voastră. Frumos ar fi să nu fie a voastră. Sper să nu fie a voastră. Dar dacă aveți în preajmă, vă gândiți, simțiți că sunteți înșfăcați, înghițiți de această energie, vă rog frumos să ieșiți prin înțelepciune, pentru că se poate să ieșiți. Până la urmă, sunt mai multe dimensiuni în care ne manifestăm și intrați într-o dimensiune în care manifestați înțelepciune. Și în momentul în care intrați în această dimensiune, în 4D, eventual, da? Puteți să vă eliberați de această toxicitate. Interesant, în timp ce am amestecat aceste de cărți, am văzut de câteva orasul de spade, trebuie să înțelegeți niște lucruri. Este o situație căreia trebuie să-i puneți capăt cu lumea, este o situație la distanță pentru unii dintre voi online. Și dacă nu e online, trebuie să puneți capăt. Poate sunteți peste hotare și trăiți niște situații toxice, da? Eliberați-vă de așa ceva. Eliberați-vă și aveți și lumea și moartea. Puneți capăt acestei energii toxice. Vindecați-vă. Poate unii ați mai pierdut niște oameni dragi și acele pierderi v-au adus mai aproape de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că sunteți iubiți de Dumnezeu și că oricând experimentați situații toxice, puteți să vă rugați și să vă vindecați. Este o energie masculină, repet, împăratul și regina de spade, autoritară, fixistă, toxică, de care trebuie să vă vindecați, să analizați lucrurile și să puneți capăt, să aveți puterea să încheiați. Trebuie să aveți această putere. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Soare, Lună, Venus, ia uite, moderația, nu știu câte ore ne apare pentru nu știu câte, nu știu, 3, 4, într-o formă sau alta, zodii, moderație. Chiar dacă jurul vostru totul este haos, război, foc, agitație, energii negative, toxice, cum am zis mai devreme, găsiți-vă pacea interioară. Asta e. Credința vă dă această pace interioară. Fiți calmi, fiți calmi. Fiți în echilibru la capătul setului de cărți. Ce asta? Work. Da. Concentrați-vă pe munca voastră. Ce înseamnă work, de fapt? Înseamnă să creați o lume în care vă simțiți în siguranță, în confort, în stabilitate. Dar pentru asta trebuie să aveți o oarecare pace interioară, moderație, echilibru, da? Poate o chestiune care ține de job, de muncă, poate și asta, dar a voastră sau a persoanei dragi. Dar mai vedem. Voi vedeți, de fapt, nu eu, eu doar citesc cărțile. Sunt un mesager. 10 de monede. E o chestiune care ține de familie pentru unii, de tradiție, de cultură, de bani. Banii. Banii vorbesc, banii vorbesc. Unii ne ridică, alții ne lovesc. Da? Prin corupție. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord. Oh, ce vrea să se apare Nodul Nord în Fecioară? Asta ce este? Asul de bute. Aici este o nouă pasiune
Pentru viață, chef de viață dacă vă eliberați acea energie toxică, o nouă idee, un nou proiect. Încă o dată. De două ori. Și taurea, nouă de bâte, blocați sau ați fost blocat de trei ori. Dacă ați fost blocați, acum vine asul de bâte cu o nouă idee cum să săriți peste blocaje. Fecioarelor, central, 8 de cupe, eliberați-vă de cupele goale, eliberați-vă de energia aceea negativă, emoțională și mentală. Mergeți către 9 de cupe, către dragoste față de voi, bucurați-vă cu voi înșivă. Eu, te roata norocului, schimbare de energie, nu mai stați pe loc, nu stați în această energie, schimbați direcția și viteza eventual, cu cât mai repede plecați, cu atât mai bine. O, justiția undeva în depărtare. Nu aș spune musai balanță, deși știu câteva fecioare care se gândesc la o balanță, dar e vorba de un contract. În primul și în primul rând, pentru foarte mulți, e vorba de un contract. La locul de muncă, poate să fie și o căsnicie, dar e o chestiune care trebuia să fie corectă, dar a devenit incorrectă. Pentru că am văzut energiile negative. În ultima vreme, 9 de cupe. Poate cu acel as pe care l-am văzut în timp ce am amestecat, aici încercați să fiți moderați, da? Să stați. Ia uite. Să stați și să vă simțiți pacea interioară. Băi, sunteți frumoși, așa cum sunteți. Trebuie să vă iubiți, da? Nu trebuie să vă mai agitați, să vă mai consumați, să vă lăsați influențați de niște chestii negative. 9 de cupe. Vedem ce înseamnă și 9 de cupe. Poate acest gând de a vă iubi pe voi a venit mai de mult și acum trebuie să faceți pașii, da? Transformarea necesară, pentru că se vede roata norocului, chiar trebuie să vă mișcați. Eventual puteți să fiți în plină călătorie. V-ați hotărât să vă eliberați o situație nedreaptă, să vă găsiți, repet, pacea și dragostea interioară și respectul față de voi și să sunteți în plină transformare și în plină călătorie. Lucrurile se mișcă, vedem ce mai înseamnă. Ia uite, iar 6 de spade. Detașare mentală de apele tulburi. De gândurile tulburi. În prezent, 4 de bâte. Nu știu, găsiți-vă stabilitatea acasă, cu prietenii, cu oameni cu care vibrați. 4 de bâte. Bucurie, e o bucurie. Poate vă duceți într-o vizită, vă duceți la un spectacol, undeva simțiți-vă bine. Dar o să clarificăm și ce înseamnă acest 4 de bâte, pentru că înseamnă foarte multe. Sfatul regele de spade. Fiți înțelepți, cum am zis mai devreme cu bufnița. Da? Fiți înțelepți. Dragii mei, acest rege de spade nu arată un personaj instabil și nedrept. Arată un personaj care cuvântează în echilibru, care o să și clarificăm cât a fost de corect, dar până clarificăm, ăsta e mesajul, că e sfat. Și nu pot să vă dau un sfat în care să promovești ceva nedrept, evident. Și regele de spade în vibrația sa înaltă este corect. Fiți corecți, fiți sinceri cu voi, rostiți adevărul, eventual eliberați-vă, pentru că adevărul eliberează. Regele de spade. Vedem ce înseamnă. Înseamnă foarte multe, dar clarificat, clarificat. Exterior, regina de monede, interesant. Soția cuiva, mama cuiva, poate mama voastră, soția voastră, regina de monede. Un personaj care vă oferă stabilitate. Dar iar, repet, la clarificări povestea se poate schimba, vedem totuși. Exterior, regina de monede, ce înseamnă exact? De ce vă este teamă de conflicte? De bătălii, de lupte interioare și exterioare, de ce spun prietenii, familia, vecinii, concurența, colegii, de un personaj care e conflictual și care creează nedreptăți, ce vă doriți? 4 de cupe. Interesant, am senzația, dacă nu greșesc, 4 de cupe a apărut la pești, în aceeași poziție. Dar, posibil, fiind fecioară, Jupiter, soarele în pești și Neptun și Jupiter, da? Toate vă atrag atenția asupra iluziilor în relații. Nu vă iluzionați. Fiți foarte selectivi. Fiți selectivi.
Dacă sunteți triști, concentrați-vă pe acest as de cupe ca și vindecarea voastră. Da? Nu căutați vindecarea și fericirea în alții. De aia zis, mergeți către nouă de cupe. Eu mă străduiesc să vă dau sfaturile cele mai bune. Îndrăgostiți-i. Ce reușiți să manifestați? Îndrăgostiți-i. Îndrăgostiți-i, dragii mei, este alegerea. Trebuie să alegeți dragoste. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Și ce trebuie să alegeți? Oameni care sunt în vibrație înaltă, oameni, nu cum a fost rinocerul. E interesant, moderație. Îndrăgostiți-i, patru de monede, moderație, echilibru. Și am zis, regele de spade în forma sa înaltă reprezintă dreptate, înțelepciune, autoritate, autonomie mentală. O, ce cuvânt mare! Și câți au această autonomie mentală? Câți? Foarte puțini. Foarte puțini au învățat să gândească cu creierul lor, așteaptă informații gata rumegate și gata interpretate de alții. Îndrăgostiții, șase de cupe. Alegeți oameni cu care, repet, vibrați. Șase de cupe. Regina de spade. Și exprimați, apropo de, dacă sunteți în regele de spade, manifestați și regina. Exprimați autonomie. Găsiți-vă echilibru în voi, în mintea voastră și în sinele vostru. Vindecați-vă, iar temperanța, vindecați-vă, găsiți-vă echilibru, temperanța. Vindecați-vă de un personaj autoritar, rece, distant. Vindecați-vă. Chiar dacă e un personaj cu care ați simțit că v-ați mai întâlnit undeva cândva atât timp, cât a încercat să aibă control asupra voastră, alegeți. Ce trebuie să alegeți? Repet, alegeți vindecarea, echilibru, creșterea spirituală. Altceva nu pot să explic pe acest canal. Nu mă interesează ce promovează alte canale. Acest canal promovează? Da? Dragoste, pace, creștere spirituală. La capătul setului de cărți, valetul de monede. Așteptați ca cineva să vă sune, să vă cheme la o întâlnire. Așteptați, dar vine greu acest mesaj, cavalerul de monede. Între timp voi sta și plângeți și regretați. Știți că cineva v-a pus într-un trio și stați și plângeți. În loc să vă gândiți că există un alt suflet la un moment dat cândva. Da? Și până să vă gândiți să manifestați acest suflet pereche, voi trebuie să vă găsiți echilibru în voi înșivă. Hai să și clarificăm, pentru că fără clarificări, această poveste parcă n-are spor, n-are profunzime din punctul meu de vedere. Aș putea să mă opresc aici, dar nu vreau. Și eu mai beau un ceai, dacă vreți să beți și voi un ceai. Cine n-are răbdare să asculte, n-are răbdare să asculte, e problema lor. Hai să vedem. 8 de cupe central. 8 de cupe central. Pentru fecioare, ia uite, magicianul, regina de cupe. Am zis, vindecați-vă de cineva păcălit. De un magician. Vindecați-vă. Sau mai bine zis, manifestați vindecare. După ce vă eliberați de cupele goale. Dar cum am zis, iar 8 și 1, 9, 9 aici. Manifestați dragoste față de voi, eliberându-vă de trecut. Și de trecut și de oamenii care nu v-au adus satisfacții. Ia uite, apar niște invidii în legătură cu o mamă, cu o soție, acasă, conflicte mentale, jocuri mentale, pentru bani. Stai. Depășiți-le. Clarificăm roata norocului. Roata norocului pentru fecioare, soare, lună, venit, s-a venit pe orizontal. Luna, aici este. Te-ai drăguț că a venit pe orizontal. Adică dacă sunt frici, dacă sunt confuzii, încep să se miște în momentul în care și voi ieșiți din această energie. Da? Eu am pus-o pe orizontal, că așa este poziția în crucea celtică, dar cartea a venit normal. Ideea este că luna a venit pe orizontal, deci este în mișcare. În momentul în care vă mișcați și emoțiile voastre se schimbă. Aici este 8 de cupe. Da? Frici, confuzii, toate se mișcă și înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și
Probabil că aveți niște traume emoționale legate de abandon, de că femeia trebuie să suporte, că femeia, ia uite, mamă, că femeia trebuie să ierte, da? Și să înghită multe măgării. Scuzați-mă, nu se acord cu asemenea concepte. Nu sunt de acord cu asemenea concepte. Mai dăm o carte pe această lună. Ia uite, 8 de pute. Mergeți mai departe, domne. Mergeți mai departe. Blocați ce este toxic. Blocați și alegeți o nouă direcție. Ia uite, asul de spade. Aici este înțelegerea la care trebuie să ajungeți. Magicianul sunteți voi. Voi vă creați viața. Mergeți mai departe. Eliberați-vă. Creșteți spiritual. Asta înseamnă. Posibil, la distanță, există niște secrete. Dar dacă voi mergeți într-o altă direcție, vă eliberați de secrete și de confuzii. Asta e de. Probabil că și tarotul vă mai ajută. Asta e. Hai să clarificăm. Ați aștepta pe cineva să vină. Ia uite. Frumoși, frumoase, cu reușite, cineva v-a trădat. Poate că v-a mai trădat și în trecut și v-ați obișnuit să treceți peste trădări. Și acum stați și așteptați comunicarea de la cineva, din partea cuiva. Dragii mei, până să vină comunicarea, găsiți-vă voi adevărul, dreptatea. Echilibru. Echilibru aici. Și echilibru vine, dragii mei, echilibrând emoțiile și mentalul. Amândouă merg mână-mână. Nu se poate una fără cealaltă. Nu se poate să ai gânduri negative și emoții pozitive. Imposibil și invers. Emoții negative și gânduri pozitive. Nu. Merg mână-mână. Clarificăm 9 de cupe în ultima vreme. Că justiția, clar, acolo este un contract, o situație, o căsnicie, o nedreptate. Un contract încheiat e undeva, de domeniul trecutului, ia uite, valetul de spade. Posibil un personaj imatur și egoist cu 9 de cupe, posibil și asta. Posibil chiar așteptați comunicarea din partea acestui personaj. Credeți că această comunicare vă face fericiți, este speranța voastră, cea mai mare a unora. Dar, dragii mei, fericirea este în voi. Și vă spun și vă repet până vă săturați. Vindecați-vă, puneți-vă în ordine gândurile. E o nouă pasiune pentru un personaj care între timp se mai întâlnește și cu prietenii, da? Și voi sta și așteptați. Pardon, unii dintre voi. 4 de bâte în prezent. 4 de bâte. Judecați, analizați, o tăcere a cuiva. Cineva vă ține, da, gândiți de fapt de ce această tăcere, tocmai de ce suferiți, de ce ați suferit, tocmai ca să vă conectați aici la spiritualitate, la îngeri și să renașteți, să vă schimbați viața. Blocați eventual, ce blocați? Nu, tăcerea aceasta. Ia să vedem, mai dăm o carte, că atunci când apar doi, întotdeauna trebuie să mai avem încă o carte. Pentru prezent, clarificăm 2 de spade pentru fecioare, soare, lună, Venus, ascendent. Eu, extraordinar, 4 și 4, da? Număr care ține de stabilitate și am văzut 4 la voi am văzut, da? La început, la înțelepciune, bufnița avea numărul 4, da? Trebuie să alegeți, eventual, între relații, care vă aduc fericire, confort, bucurii, creștere, abundență și relații în care stați singuri. Și sunteți trădați periodic. Și acestea au rostul lor, ca să vă găsiți vindecarea și echilibru. Dar dacă puteți să alegeți între două direcții, și aceste relații pot să fie și prieteni, da? Nu trebuie mult să ai un amor nebun, da? Dacă amorul nebun vă pune în această situație, alegeți prieteni care vă scot în aer liber, la plimbare, vă fac fericiți. Da?
Între 4 și 4. Da? 2. Aș putea să le mai clarific ea cu bâtă. Și puterea. Aveți puterea să ieșiți din aceste programe mentale. E o dragoste de care ați devenit obsedați. Dar această dragoste vă forțează într-un fel sau altul să vă transformați. Ego, impulsivitate, atracția sexuală. Și trecând peste aceasta, dragoste, iar. Tăcerea pe care o experimentați în relație cu cineva vă... Ia uite, vă îndeamnă să analizați, de fapt, ce aveți nevoie de această dragoste obsedantă, de această obsesie emoțională sau să vă vindecați de obsesii, de blocaje mentale, de programe, da? Și să creșteți într-o nouă direcție. Și nu zic mult să ai cine știe ce atracții sexuale, poate să fie un nou chef de viață, cum a zis, dacă alegeți 4 de putere. Totul depinde de alegerile noastre. Hai să vedem regele de spade. Sfatul. Regele de spade pentru fecioare. Soarele, mă venu să ascendem, adunat în fecioară. Regele de spade, clarifică-mi. Oh, sunt cam multe. Este un personaj. În primul rând, descoperiți adevărul într-o poveste, că asta înseamnă regele de spade. Analiză, am văzut eremitul, analiză și înțelegere, înțelepciune. Vă dau cuvintele, voi creați, să zic, fraza, povestea. Familie, abundență, stabilitate, un job prosper, trădare, moarte, renaștere, renaștere mai ales cu nebunul. Dar posibil după această renaștere, cineva să riște într-o zonă și să capete cu un copil. Mare grijă. Mare grijă. Sau să dovedească imaturitate emoțională. Teoretic, dacă cineva calcă aiurea pe lângă familie sau după ce, știu, a ieșit dintr-o relație de lungă durată, prin suferință a ieșit. Dacă riscă, da? Un nou început, dar nu este suficient de matur. Asta e. Fiți voi maturi. Înțelegeți. Dacă acest personaj s-a purtat așa, înțelegeți că e imatur. Înțelegeți. Nu vreau să vă creze impresii, iluzii, speranțe de șar. Eu zic să nu așteptați scuzele cuiva niciodată. Nu stați să așteptați că asta vă ține în trecut. Voi mergeți mai departe către direcția voastră. Dacă cineva vine cu scuze, bine, dacă nu, tot bine. Pentru a veni cineva cu scuze, ar trebui să înțeleagă eventual acest personaj care a greșit să ajungă la această vibrație și uneori este foarte greu. Când ești imatur de la nebun și vale de cupe să ajungi la regele de spade, este foarte greu. Și nu văd cărți care să arată transformarea, decât faptul că s-a manifestat o durere, o suferință foarte mare, o relație de lungă durată, un job, da? Niște chestiuni. Aici trebuie să înțelegeți. Orică cineva este foarte imatur și are tendința să provoace suferință. Aici. Asta trebuie să înțelegeți. Este sfatul. Fiți înțelepți, da? Fiți înțelepți. Am zis greu. De la nebun, vale de cupe, la rege de spade. Am văzut moartea, într-adevăr, mai devreme. Dar eu cred că încheierea unei situații nu musai transformarea cuiva. În
Rămâne de văzut totuși cum se va manifesta. Da, consumă. Cineva, aventurismul cuiva, consumă și pe ei și pe voi. Consumă aventurismul cuiva. Clarificăm regina de monede în exterior. Ia uite, asul de monede. Aveți posibilitatea să începeți ceva nou. Poate să fie o mamă, o prietenă. Regina de monede și asul de monede. Un asem de pământ care să vă ofere o mână de ajutor, să vă susțină financiar, să începeți ceva soarele interesant. Mai dăm o carte. Soarele este o energie benefică, da? Mai dăm o carte. Asul de monede și regina de monede. 7 de monede. Posibil acest personaj a fost mai precaut în relație cu voi. Dar pare că ar dori să manifeste relație de lungă durată. Să vă ofere un cadou, un dar de bani, o opțiune prin care puteți să faceți bani împreună, să creșteți, să aveți parte de stabilitate. Cu alte cuvinte, 4 de băte care e aici în prezent, poate să exprime și o colaborare cu cineva benefică, dar pentru asta trebuie să alegeți. Între a sta și a aștepta și a vă vindeca sau a intra într-un soi de parteneriat benefic. Pare de bine. Influența aceasta exterioară pare de bine. Regina de monede, asul de monede, 7 de monede. Este o nouă perspectivă a cuiva, este un adevăr interesant. Că puteți să aveați un succes, să mergeți împreună mai departe. Da? Vedeți cum se va manifesta această energie în viața voastră. 5 de bute nu mai clarific, în poziția fricilor, e o chestiune, un conflict, o chestiune conflictuală. Hai să vedem 4 de cupe, de fapt. 4 de cupe. În poziția dorințelor. Ia uite. Interesant. O să pun aici în față ca să-l vedeți. 4 de cupe a fost clarificat de 5 de monede. Încă sunteți supărați din cauza că cineva v-a abandonat. Dar asta e. Ideea este să mergeți mai departe, înspre soare, înspre fericire. Depinde de voi. Dacă alegeți să lăsați în urmă faetonul, lasă în urmă, ia uite, confuziile. Moartea. Moartea unui personaj imatur ar putea să fie. Dar nu moartea, dragii mei, voi să nu mă înțelegeți. Să încheiați relația cu un personaj imatur. Hai să mai vedem o altă carte. Pentru poziția dorințelor. 4 de cupe, 5 de monede. Clarificăm 4 de cupe și 5 de monede pentru fecioare. Soare, lună, lună, să ascendem adunat în fecioară. 4 de cupe și 5 de monede. Sperați că tot a venit alegeri, îndrăgostiții. Alegeți oameni care vă bucură sufletul și vindecați-vă de cei autoritari, regi, distanți. Dar echilibru, și el într-o formă sau alta, vindecându-vă, începe să vă... să vedeți lucrurile dintr-o perspectivă optimistă. 2 de bute. Eu aș spune să alegeți să manifestați o nouă direcție, să vă creați o nouă lume și să lăsați bâta aceasta, pasiunea asta pentru cineva care vă ține pe loc. Și interesant, aveți un 3 și un 1. Dacă alegeți corect, puteți să manifestați acest 4 de, dați în urmă, 4 de bâte, da? Care apare în prezent. O colaborare, o întâlnire. Fain, frumoasă. Poate să fie și colaborare. Și orice manifestați frumos acum, da? Vă eliberează într-o formă sau alta de tristețe, de sentimentul de abandon, de problemele financiare chiar, mai ales dacă e colaborare la locul de muncă. Dar sperați, anticipați lucruri frumoase, alegeți energii care vă extind, universul, orizontul, nu vă țin pe loc, nu vă țin în fric, nu...
Nu vă refuză pentru alte, pentru prieteni, pentru alte chestii. Ce să zic? Dacă așteptați pe cineva care v-a refuzat, e problema voastră ce faceți, dar și care încă nu poate să decidă, iar e problema voastră. Eu v-am zis, v-am dat mesajul cel mai frumos dintre cele posibile. De-aia apare șase de spade. Detașați-vă de apele tulburi de imaturitate, de oamenii care sunt conflictuali, care creează decepții. Zero. Mare tu de cupe. Clarificăm asta, aveți încredere în voi, munciți. Munciți ca să depășiți o stare de doliu, de eliberare, da, de conflicte. Ia uite. De conflicte. Trebuie să munciți un pic pentru reechilibrarea voastră unii dintre voi. Clarificăm, îndrăgostiți. Îndrăgostiți pentru fecioare. Soare, lună, Venus, ascendent, lunar în fecioară. Îndrăgostiți-i. Dar vedeți că aveți de două ori cărți care sugerează alegeri. Îndrăgostiți-i. Parcă ar vrea să vină, dar ceva, ceva ne ține pe loc. Îndrăgostiți-i, clarificăm cartea aceasta pentru fecioare. Ce reușește să facă? Reușește să aleagă corect? Reușește să aleagă libertatea? Reușește să aleagă echilibrul interior și spiritualitatea? Sunt multe, nu pot, prea multe. Sunteți încă în exces unii dintre voi, într-un dezechilibru. Iar Steaua, trebuie să vă vindecați. Clarificăm. Îndrăgostiți-vă, te rog frumos. Clarificăm. Îndrăgostiți. Greu. Greu alegeți, greu. Ba, aveți, iau de patru cărți. Trei de cupe. Un personaj de care vă simțiți atrași, dar apare o separare. Această dragoste a fost druncinată sau poate voi ați simțit dragoste pentru un personaj care este focos, pasional, dar fuge, da? Păcălește. Trebuie să munciți aici, în această situație. În ce sens să vă transformați? Trebuie să vă transformați. Și ce înseamnă transformarea? Nu se așteptați pe ei. Clarificăm, îndrăgostiții, trei de cupe și cu o carte mai dăm pe trei de cupe. Mai dăm o carte. Șase de monede. Wow! Wow! Șase de monede, șase de cupe. Da, alegeți între oamenii care nu-și fac timp pentru voi și pierd timpul în petreceri și oameni care se implică. Da? Oameni care se implică. Unii dintre voi sunteți îndrăgostiți de cineva care v-a pus într-o situație de trio. Sunteți. Nu zic nu. Dar, dragii mei, trebuie să vă vindecați. Mare grijă. Cine vine să-și ceară, dacă vine cineva să-și ceară scuze, din ce dorință vine? Ca să aibă controlul? De-aia zic, vindecați-vă și fiți în echilibru. Mai dăm o carte pentru acest șase de cupe, totuși. Ia uite. Griji. Vă stresează această alegere. Știți că e grea. Dar nu e imposibil. Clarificăm șase de cupe, te rog frumos. Ia uite.
că ați putea să căutați oameni cu care să crește, să colaborați. Da? 6 de cupe. Prietenii, colaborări fructuoase. Ia uite. Pentru unii dintre voi, eu păstrez mesajul. Mare grijă că cineva încearcă să-și ceară scuze să vină să se împace după ce v-a pus într-un triunghi și într-o situație negativă. Mare grijă. Mare grijă. Blocați 7 de bute. Eu așa vă sugerez, dar voi faceți ce vreți până la urmă. De-aia apare într-un fel sau altul regina de spade, împăratul și echilibru. Găsiți-vă autoritatea, autonomia mentală. Fiți înțelepți, fiți în echilibru. Da, voi faceți ce vreți până la urmă. Iar lungesc etalarea și poate că e prea mult pentru unii. Repet, faceți ce vreți. Mare grijă. Pe cine acceptați în preajma voastră. Dați un sfat pentru fecioară. Un sfat. Soarele meu vine să ascendem în dumneavoastră fecioară. Eu zic să mergeți către persoane pe care îi știți, cu care puteți să colaborați. Prieteni din copilărie cu 6 de cupe. Fiți reali. Asta e. Fiți reali, autentici. Cu alte cuvinte, nu vă păcăliți, nu vă lăsați păcăliți. Dar ca să fii real, trebuie să fii în echilibru, trebuie să fii vindecat, trebuie să știi ce vrei. Nu să te mulțumești cu jumătăți de măsură, nu tu să te mulțumești, ia uite. Stai. Fiți real. Oarecum seamănă cu fii autentic. E pe acolo. Sunt nuanțe subtile între a fi real și a fi autentic. Da? Și treceți de insecurități și mergeți înainte. Go for it. Mergeți înainte. Dar înainte către ce de fapt? Cum a zis mai devreme, către 9 de cupe, către vindecarea voastră, către a manifesta ceva real și frumos. Da? Nu adictiv. Asta nu e realitate. Asta e frică, asta sunt proiecții, asta sunt adicții. Așadar, realitatea este aici. Asta este realitatea. Puteți să vă creați oricând, să vă recreați viața îndreptate în autonomie fizică, mentală, spirituală. Cuvinte prea mari, dar pe canalul ăsta așa se spun cuvintele acestea mari, tocmai ca să vă atragă atenția. Altceva n-am ce să vă învăț decât să vă bucurați de dragoste, pace și de creștere spirituală. Numai bine, vă pup, ceau, ceau!